pe scurt, simplu și sincer. De ce trebuie să vină publicul să vadă filmul, mai ales că tu ai doar 16 ani? Păi ar trebui să vină în primul rând, pentru că am 16 ani și sunt sigură că sunt curioși să vadă filmul. Și pentru că prezint o poveste reală, vorba despre familia mea și totuși nu este o poveste particulară, adică ceva destul de general, pentru că mama mea este plecată în Italia, tata s-a mutat la țară și atunci situația asta se regăsește în foarte multe cazuri. Te-ai inspirat și de la alte familii din orașul tău sau din alte părți pentru acest film al tău? Da, normal era ideea mai mult bazată pe industrie și atunci am vorbit cu alte persoane, însă am ajuns la concluzia că aș prefera să fac ceva pe scurt și familia mea exprimă cel mai bine ideea pe care vreau eu să o arăt. Credeți că s-a schimbat filmul documentar românesc și în special în ultima perioadă? S-a schimbat foarte mult. Deci când mă gândesc că festivalul ăsta care debuta acum un număr de ani, vorba aceea sunt 20 de ani, și eram câțiva documentariști care veneau, la această oră filmul documentar a luat o mare amploare. Festivalul Astra este un festival acreditat internațional într-o zonă superbă la Sibiu. Studenții de la UNATC și de la foarte multe universități de teatru și de film sau doar de film fac film documentar, deci documentarul este oarecum în top. Iubire, viață și moarte. Interesant spus, dar vreau să-mi spui de ce ar trebui sibienii să vină la film. În primul rând pentru că filmul prezintă un fenomen cultural din România, este practica fotografiei funerare și în al doilea rând pentru că toate personajele mele sunt, cel puțin unul dintre ele, este încă în viață și își schimbă sau își aleg propria fotografie de pe mormânt. De aceea, grija dintre ei, grija față de fotografie, este iubirea lor pentru ei înșiși. Văd că deja sunt vârste foarte mici. De la 16 ani deja participă la competiții de genul acesta internaționale. Să spuneți despre filmele lor. Cum sunt? Filmele lor sunt foarte, foarte proaspete și au un inedit al vârstei, care vârsta nu este cea arătată într-o carte de identitate. Adică am întâlnit filme făcute de elevi de liceu și erau extrem de profunde. E greu de vorbit despre un film în trei cuvinte, dar este un film despre o comunitate, un film despre adaptare și despre prietenie, într-un fel, despre prietenia română-chineză. Este o lume inedită pe care ar putea să o cunoască prin intermediul acestui film. Asta ne-am dorit și noi, să-i cunoaștem mai bine pe conaționalii, între ghilimele, noștri chinezi. Un fel de apropiere de o comunitate despre care știm foarte puține. De ce ați ales tocmai această comunitate? Ei nu prea au interacțiune cu românii, stau acolo, nu învață limba română, se izolează practic și, bineînțeles, caută tot felul de probleme. Mă gândesc că descoperă o lume mai puțin vizibilă, pentru că ei nu comunică cu românii, nu comunică cu nimeni, de altfel. Comunică doar între ei. Și asta a fost, de fapt, prima intenție, să prezentăm românilor această parte mică chinezească.